Cele 15 locuri disponibile pentru clasa de muzică de la Liceul de Artă trebuie să fie ocupate de cei mai talentați copii. De aceea, bătălia este destul de strânsă, iar criteriile de departajare sunt cât se poate de serioase. Lelevul pe ficu minte, nu mai tot fura, nu mai tot fura. Gâște fripte și plăcinte, nu-s de mutra ta. Viitorii elevi care s-au prezentat la concurs sunt cât se poate de serioși și ambițioși. Îmi place liceul de muzică. Ce instrument îți place ție? Pianul. Și ai studiat până acum pian? Da. Câți ani și ai? 7 ani. Cum ți s-au părut probele? Bune, bune. Mie îmi place să cânt la vioară. Ai mai cântat la vioară? Nu. Păi și atunci cum de știi că îți place? Îmi place pentru că mi-a spus tu și că și a cântat. Probele au fost foarte bune și mi-a plăcut aici la școală și o să începem să citim, să scriem. La ce instrument vrei să cânti? La pian. Cu așa candidați, profesorilor evaluatori le-a fost destul de dificil să iau o decizie. Frumoși, talentați, îți e mai mare dragul de ei să-i privești și să-i asculți, bineînțeles. Și greu de departajat, avem o misiune grea. Este un an în care sunt înscriși foarte mulți copii, iar departajarea pentru muzică și pentru arte plastice se va face pe baza probelor de aptitudini. La clasa 1, muzică, avem un număr de 15 locuri în condițiile în care ei sunt înscriși 42, iar cei mai buni sunt cei care vor intra în această clasă. În anul școlar 2011-2012, la Liceul de Artă vor fi înființate două clase 1, una dintre ele pentru cei talentați la muzică, iar alta pentru cultură generală.